Când crezi că totul e pierdut, totul e pierdut și nu mai e nicio scăpare, trezește-ți inima de lut și cântă-i Domnul o cântare. Oricum, cât nu te-ai stresat, turba, nerva, nimic nu se rezolvă. Tu când pierzi cheile de la ușă și afară plouă, poți să te nervezi tu cât de tare, cheia nu-i. Cheia nu-i. Tu numai trebuie să te calmezi, să te gândești pe unde ai putea să te sui. Pace, pace trebuie. Ascultă-te. Cântă-i Domnul o cântare în fața ușă. Îți închipui cheia nu-i, te plouă și tu știind că ai vin. La ce ți ajută dacă stai cu fața tristă, ofilită? Pace, pace. Ați întâlnit? Pace. Pace. Și ce-i pace? Aleluia. La ce ți ajută dacă stai cu fața tristă, ofilită? Gândește, omule, la rai, căci nu știi când vine sfârșitul. Da, ai avut și nu mai ai. Asta e viața pe pământ. Gol ai venit, gol vei pleca. Să nu-ți pierzi sfântul legământ. Căci omul în Craiova și în Oltenia, când intră în sicriu, hainele lui n-au buzunare. Dă-i Domnului tot cât ești viu, ca în cer să poți primi hambare. Doar viața pe pământ e scurtă, e ca un abur ce dispare. De aceea când îți este greu, te rog, hai cântă-i Domnul o cântare. Vă sunteți de acord că viața e ca un abur ce dispare? Eu dacă vrei, poți să vă aduc aminte. Alaltă ieri, tu te-ai născut. Plângeai la mama în braț. Ieri, ai terminat clasa 9. Și azi ai 70. Ești aici. Repede trecut. Și mâine, poate de seară, nu știi, te întâlnești cu Iisus. De ce nu te stresa? Cântă-i Domnul cântări. În general, pe cei mai nervoși aș fi vrut să-i văd cărțile de cântări pe drum. Așa e.